Ioan este unul dintre masculii mei preferați. În decursul anului 2009-2012 are zburate 11 maratoane, are clasate 8 și s-ar putea să claseze și pe ăsta. La ora 12:30 s-ar putea, în cazul în care clasează, are 9 maratoane, plus fonduri clasate. În 2009, la o etapă de maraton, Clubul Maraton Transilvania, a ocupat loc 4. În 2010, la Bamberg, cu toată zona de vest, din 3405 porumbei, din nou a ocupat locul 4 și având și la Sharding, loc 3, având sub 3 puncte din două etape, la un antrenament de noapte, s-a accidentat, toată aripa din partea dreaptă i-a fost despicată. De 2 săptămâni de zile, împreună cu soția, îl făceam în fiecare zi, și dimineața și seara, îl făceam cu crema de gălbenele și cu spray de arsuri ca să închidă rana. L-am îmbarcat la ultima etapă de maraton, Coburg, din 2010, din nou a clasat și la 5 zile l-am băgat la vers. După ce a fost accidentat, a zburat pentru o săptămână aproape 1500 de km. În anul 2011, din nou zboară 3 maratoane, clasează Berlin, undeva în jurul locului 60, național, Leipzig și la Magdeburg vine după o săptămână accidentat, tot accidentat. Acest porumbel le-a antrenat să zboare noaptea. Are două intrări, și la Bamberg din 2010 și la Bamberg din 2009, a intrat la 5 dimineața. Are foarte multe antrenamente de noapte. Chiar acum, înainte de etapa de Würzburg, a avut intrări la ora 10 și 8 minute, 10 și 10 minute, 9:48 la antrenamentele de noapte. Anul acesta, la etapa de Frankfurt, la 1000 de kilometri, din nou reușește loc 5, zona, locul 1 județean. Acest porumbel, părinții lui, provin amândoi direct de la domnul Lungu Gheorghe, din Sibiu, porumbel Emil Denis, iar anul ăsta la Maraton Palmares pe 3 ani zile, dacă ajunge Dumnezeu, eu zic că în momentul de față e în primii 5 naționale la Maraton Palmares pe 3 ani. Anul trecut a fost din nou în expoziție națională la Maraton Palmares și acum să vedem. Pui din el, fiul de a lui direct a luat locul 18 național Berlin,